Așa că vă salut, oameni buni. Schimbat șapca. Ziua cea mare. Plecăm în deplasare. Tocmai la Registrul Auto Român. După cum ați văzut primele imagini, zic eu că mașina e pregătită pentru ceea ce urmează. Am stat aseară până târziu. Mi-a rupt mâinile, am vopsit și șasiul, am vopsit și jantele, le-am vopsit toate. Știind că azi e ziua în care mașina e programată la RAR, la Registrul Auto Român. M-am pregătit cât am putut de bine, am făcut, cred eu, cam tot ce a fost de făcut. Fruntea aia sus acolo mai e de vopsit, da, pe aia o să o fac în Franța, că am pistol de vopsit, e suprafață mare, e la înălțime și nu stau să mă chinui asta și m-am gândit mai bine. Ce-a mai rămas, le voi face în Franța. M-am urcat în mașină, am pornit motorul. V-am arătat câteva cadre. Acum plec unde am treabă. Așa că rămâneți cu mine pe clipul ăsta să vedem ce rezultate obținem la RAR. Lăsați-mi un like, un coment, o distribuire și dacă aveți plăcerea, nu în ultimul rând, abonați-vă pe canalul meu Fiare de Plastic și hai să vedem dacă vine curând ziua să mergem în cursă sau trebuie să programăm încă o dată mașina la RAR pentru, eu știu ce o mai descoperi oamenii ăștia. Eu zic că n-are ce să descoperi, eu zic că mașina e pusă la punct, e ce trebuie, cum trebuie. Așa că vă salut și pentru clipul ăsta și hai să vedem ce facem, unde ajungem, care sunt rezultatele. Ne-am mișcat, am ajuns la RAR Prahova, am făcut toate demersurile în speță. Am completat cererea, am achitat taxa pentru RAR, am dus mașina pe standul 1 să intre, pe culoarul 1 să intre la teste, am făcut toate demersurile. Da? Acum mergem la mașină. E frumos. Ultima boiberă. Va intra pe stand, după care revenim și vedem care e rezultatul. Dar până atunci filmăm și aici Registrul Auto Român, filiala Prahova, și stăm în mașină în așteptare. Suntem cu minte, așa zis. Am plătit factura, haideți să vă spun și cât a fost factura pentru RAR la mașina mea. 1643,30 RON. Da? Adică mai scump ca la o, că e utilitară, mai scump ca la turism. Gata. Așteptăm, avansăm pas cu pas. Vedem care e ultimul moment în care putem filma fără să deranjăm, fără să avem alte probleme. Și care este rezultatul final. Haideți, revenim. Gata, s-a schimbat poziția. Merge greu, au intrat 3 mașini. S-a mai schimbat ordinea pe aici prin, cum să spunem, la rândurile de așteptare. Și ceva frumos să vă placă la toți. Salutăm pe domnișoara. Și cum am spus, pe culoarul 1. Cel mai frumos Iveco cu dungă albă lat, da? Durează cam mult aici. Sunt cu prietenul și cu vecinul meu, Alexandru. Alexandru, salută publicul. Ce faci? Salut, salut. Da? Am venit frumos aici, păi da. Hai că aici îmbătrânim azi. Gata. Aici stăm. Mai avansăm și mai ținem la curent să vedem ce facem, cum facem, cât mai durează până plecăm de aici. E de durat, asta e. Au fost mașini multe, până le verifică toate așa cum trebuie. Să mișcă treaba dacă am încet. Stăm aici lângă Alexandru. Asta copil față de mine îmi ține umbră, băi bere. Mă rog că e în ora ta afară. La mine a plouat. Bine, gata, vorbim. Mai avem o mașină în față până intrăm. Camionul la care se vede acolo în hală a durat mult. Am mai îmbătrânit cu câteva ore de când stăm în coada asta aici. Dar pas cu pas
facem fiecare pas. De fapt, acum văd că una dintre mașini a plecat pe un rând, două rânduri mai în dreapta, să spun așa. Hai, se mișcă greu, dar lucrurile se mișcă. Dragii mei, cred că în următoarele 10 minute, un sfert de oră, va intra și Duba pe stand. Eu o să merg în sala de așteptare. Am plătit factura, după care v-am și spus, 1643,30, ceva de genul. Atât am plătit taxa pentru utilitară, auto-utilitară, cum e încadrată mașina mea. Intră pe stand, se vor face toate testele, apoi sperăm să ne dea actele. Și tot pe clipul ăsta o să mergem și la serviciul care se ocupă de tahograf, să discutăm pentru programare. Vedem mâine, poimâine, acum când vor avea timp. Le-am spus că o să-i anunț după ce termin curarul. Termin curarul și apoi facem următorul pas. Hai să vedem. Mai stau, mă plictisesc. Dar aia e. Asta de vorbă și cu vecinul meu, cu Alexandru. Și el tot cu problemele lui pe aici. Toată lumea are treabă. La fel și noi. Ne vedem mai târziu. Și între timp am acoperit microfonul, l-am acoperit. Mi-a trimis și băiatul cu colantele, mi-a trimis grafica. V-am lăsat o fotografie acolo. Să vă dați și dumneavoastră cu părerea care ar fi cel mai indicat, cel mai frumos. Eu aș înclina pentru cel din partea stângă sus, pe fond alb. Scris drept, pe fond alb. Și doar i-am spus să modifice scrisul rutier colet grupaj să fie mai mare decât baifiare de plastic. Acum lăsați-vă și dumneavoastră părerea dumneavoastră în comentarii și vedem ce o ieși. Cam în weekend spune băiatul că ar fi gata și le-am putea aplica pe mașină. Până atunci așteptăm la rară. Hai că merge treaba ca unsă. Vă și iară de ce spun treaba asta. Mi-au închis ușa în față, mă, fraților. Mă, așa e la rar? Gata, mă. Termina munca. Mâine. Glumesc, desigur, da? De ce au închis ușa asta aici? Nu le-a plăcut culoarea la mașină. Asta e. Dau și-o ca ăla prost, ca milogul, la poarta nouă. Da? Aia e. Așteptăm. Hai, da, bă, fraților, că se apropie ora închiderii și eu tot aici sunt. N-am mai plecat. În sfârșit, a intrat mașina pe stand. Au zis că să aștept în celălalt capăt al standului, aici la 1, unde va ieși minunea. Vedem despre ce e vorba când o scoate mașina, când n-or da actele. Așteptăm. Dar azi dimineață, tot cu așteptatul mă ocup. M-a așteptat și dumneavoastră și vă spun care sunt rezultatele, da? În ritmul ăsta mă ajunge bătrânețe. Mai așteptăm și revenim. Haideți că am schimbat un pic imaginea. De ce suntem aici? La serviciul pentru tahografe? Pentru că am terminat la rar. Dar avem o singură problemă. Nu ies actele până luni, marți, săptămâna următoare. Fiind autoutilitară, până trimite pentru placa cu mase și dimensiuni la București, combinațiile lor, nebunia lor. Aia, eu am venit să anunț aici la serviciul pentru tahografe, să văd ce zic și oamenii ăștia cu programarea. Și au spus în felul următor. Ies actele de la RAR, mergem, facem o matriculare la mașină. În momentul în care avem plăcuțe de matriculare în România și talon sau dovadă înlocuitoare pentru talon, deci dovadă provizorie, putem veni să punem tahograful mașină. Așa că urmează o lungă pauză.
chiar dacă a durat mult, față de situația când am fost cu Skoda, știți, când am luat Skoda de la Viorel, de la fratele meu, ăsta e ritmul în care se lucrează, de-aia se lucrează la stat, lumea să stea, fiecare cu socoteala lui, nu ne băgăm, nu comentăm. Ideea e că am întâlnit oameni minunați, oameni respectabili și... Da, mașina a trecut rar, bineînțeles, exact cum v-am spus, pentru că am pregătit-o așa cum a trebuit. Am timp suficient. De-aia vorbeam și cu Alexandru, mi-a recomandat un servis unde să merg să remediez kilometrajul, să vedem, schimb kilometrajul, ce-i fac, rămâne de văzut. Iar noi ne vedem data viitoare. Mașina a trecut rarul. Am discutat și cu programarea. Aștept să mă sune inginerii de la Arad ca să vin să ridic actele mașinii, cartea de identitate pe România și ce mai implică, plăcuța aia cu mase și dimensiuni. Faptul că e pe dublu durează mai mult. Asta presupun eu. Ăsta fiind motivul pentru care durează mai mult. Dar sunt mulțumit. Mașina a trecut rarul. Taxa a fost destul de mare. Noi mergem înainte. Un clip scurt. Mă gândeam să iasă mai lung, mă gândeam să avem mai mult de povestit, dar n-a fost să fie. Mă opresc aici, nu din mers, ci cu clipul. Vă salut cu respect. Data viitoare vedem cu ce mai venim. S-auzi numai de bine, baftă tuturor!